Recent a fost făcut public anunțul cu privire la închiderea fabricii de zahăr din Oradea. Acționariatul german a considerat că fabrica nu se înscrie în parametrii economici eficienți. În acest context a decis oprirea activității din România și mutarea operațiunilor în altă țară. De precizat că înainte de 89 în România funcționau 33 de fabrici de zahăr. Acum au rămas doar 3. Ministrul Agriculturii a declarat că a adus în atenție executivului situația de la Oradea. E drept, nu a precizat care guvern, cel condus de Tudose sau cel păstorit de FIFOR, premier interimar. Acum, fabrica Zahărul din Orada se va închide pentru că nu este competitivă și profitabilă înregistrând pierderi, urmând ca aproximativ 200 de angajați să fie disponibilizați etapizat. Este o fabrică într-o zonă unde se cultivă sfecla de zahăr, unde producătorii au și condiții, sunt și pregătiți, sunt și dotați pentru a cultiva sfecla de zahăr. Această activitate, dacă se întrerupe acolo, este o mare problemă atât pentru muncitori, cât și pentru fermieri. Afirmațiile au fost făcute la finalul săptămânii trecute, când ministrul a participat la Ancheta Structurală în Agricultură, conferință organizată de Institutul Național de Statistică. Petrădaia și-a anunțat disponibilitatea pentru a discuta cu vectorii implicați pentru a găsi o soluție, iar fabrica de zahăr să-și continue activitatea. Cităm din ministrul român al agriculturii. Nu-i ușor să construiești după atâția ani de distrugere. Fabricile nu se fac peste noapte și uneori durează ani și ani ca să poți să pui la loc ce ai distrus 27 de ani. Caut soluții cât poate un om, o structură. I-am spus managerului de acolo să nu ia aparatura, să le păstreze într-un loc prielnic, în așa fel încât să nu se deterioreze sau să dispară.